blacks been black, it's the Mozart. Sunt Petru și bine v-am găsit la Free Time. Nu știu unde să mergi în vacanță în ianuarie 2023, mai ales atunci când ești în căutare de soare și vrei să pleci departe de iarna cea urâtă? Foarte bine! Vei afla în această ediție care sunt cele mai bune idei de destinații însorite pentru a te bucura de vacanțe incredibile în acest nou an. Insulele Canare, cu siguranță ați auzit de insulele spaniole care au cel mai favorabil climat din lume. Poziționarea insulelor într-o zonă cu climat subtropical a făcut din Canare un paradis exotic preferat de aproape 12 milioane de turiști în fiecare an. După doar 5 ore de zbor, poți ajunge din inima rece a Europei într-un univers tropical, unde temperaturile sunt plăcute tot timpul anului. Primele în topul preferințelor sunt Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria și Lanzarote. Sunt de fapt și cele mai mari dintre insulele Canare. Poți profita de plaje cu nisip alb sau negru și de cele mai frumoase peisaje vulcanice. Cei care apreciază drumețiile vor adora cu siguranță relieful din La Palma sau ascensiunea muntelui Teide. Dubai este o altă destinație ideală pentru luna ianuarie. Parcuri de distracție, plimbări prin deșert, Dubai are o mulțime de activități atât pentru cei mici cât și pentru cei mari. Se poate descoperi și orașul vecin Abu Dhabi și sublima sa moschee, cel mai adesea asociată cu Taj Mahal. Burj Khalifa este cea mai înaltă clădire din lume și una dintre atracțiile de neratat în Dubai. Maestoasa clădire este amplasată în inima orașului, fiind un centru activ zi și noapte. Admiră grandoarea acestei construcții magnifice. Un lucru memorabil este de a o vedea înăuntru, este cu adevărat deosebit. Dubai permite, deci, o călătorie sublimă cu o mulțime de amintiri. Malta, se spune că aici marea este cea mai pură și cea mai clară din întreaga Mediterană. Dacă vrei să știi cum sunt oamenii în Malta, ei bine, sunt plini de viață, inimoși, tipic mediteraneeni, cu un pic de umor britanic și au un mod unic de a-ți ura bine ai venit. Este un amestec de serenitate și ospitalitate tradițională. În Malta totul este aproape, neașteptat și foarte accesibil, dar insulele malteze sunt mai mult decât un muzeu în aer liber. Acestea emană o plăcere aproape palpabilă. Puterea lor de atracție constă într-un amestec unic între vechi și nou și în felul în care aici istoria acompaniază prezentul. Dacă vă place să mâncați la restaurant, arta culinară malteză combină cele mai bune ingrediente locale, peștele, fructele de mare și legumele cu mâncăruri internaționale și totuși nu există nimic mai gustos decât pâinea malteză, proaspăt scoasă din cuptorul satului. Cancun vizitează unele dintre cele mai frumoase plaje din lume. Majoritatea stațiunilor din Cancun sunt construite cu acces direct la plaje, cunoscute local ca Playas, și au priveliști uimitoare asupra apei albastre și cristaline. Descoperă paradisul exotic din Isla Mujeres, insula Muierii. Situată la o distanță de 13 km de continent, ce poate fi parcursă rapid cu feribotul, această insulă lungă de 7 km